Un accident rutier s-a produs la ieșirea din Tulcea către Agighiol. În urma impactului celor două autoturisme, trei persoane au avut nevoie de intervenția medicilor, două dintre acestea fiind scoase din mașină de către echipajul de descarcerare. Pompierii militari au intervenit cu o auto specială de descarcerare și o auto specială de stingere. Aceștia au luat ulterior măsuri de prevenire a incendiilor, decuplând bornele bateriilor celor două autovehicule și au curățat carosabilul de lichidele cu potențial periculos pentru siguranța traficului.